primul rând legat de echipa noastră, Petrolul. La acest meci nu avem nicio problemă medicală, toți jucătorii sunt apți, inclusiv Grecu, care s-a antrenat și chiar de astăzi începe să facă antrenament normal. Cu echipa, asta e un lucru bucurător, restul nu sunt probleme. Poftim? Bun de joc, dar face antrenament normal. Până acum a făcut separat și a avut un program special pe care s-au ocupat preparatorul fizic de ani, plus cu Radu. Iar acum deja poate să intre normal și vedem pentru viitor ce se întâmplă. Nu intră în calcule pentru că nu i-a venit cartea verde. Sunt ceva probleme la nivel de federație. Federația noastră, Federația Argentina. Deci nu a venit cartea verde. A existat și așa un scol cu acel biletul, de fapt, ar fi depășit perioada internațională de transfer. S-ar putea. Eu astăzi chiar am cerut informații. Mi s-a spus că nu i-a venit cartea verde. Deci ce mi s-a spus, asta vă spun și la dumneavoastră. Iar oricum el n-ar fi putut să joace, pentru că din punct de vedere fix nu e pus la punct. Deci ne-ar fi trebuit încă două săptămâni ca să vedem, așteptăm, nu știu, sper să se rezolve. Dacă nu, poate contăm din iarnă. Legat de adversarul nostru, jucăm cu Panduri, echipă care este pe primul loc, echipă care în formă, echipă care n-a pierdut niciun meci. Joacă un fotbal plăcut, spectaculos, au și rezultate, deci o să fie un adversar puternic. Noi suntem pregătiți, am avut aceste două săptămâni la dispoziție, ne-am pregătit foarte bine, a fost și meciul amical cu Shakhtyor.